Bună seara, Costești! Bună seara, Ialoveni! Haideți să vă auzim mai tare în această seară frumoasă! Gazda dumneavoastră din această seară, domnul primar Vasile Bortă, vă rog, domnul! Mulțumim mult! Mulțumim! Stimați consătieni, stimați oaspeți, stimați reprezentanți ai Partidului Democrat din raionul Ialoveni, stimați reprezentanți ai Partidului Democrat din Republica Moldova, bine ați venit în localitatea satului Costești, la lansarea electorală a Partidului Democrat din raionul Ialoveni. Sunt nespus de mulțumit pentru metoda care ați hotărât să o folosim lansarea în raionul Ialoveni. Astăzi am fost aproape în toate localitățile din raionul Ialoveni. Am stat aproape de popor, de oameni simpli, în drum, în piață, unde le-am aflat împreună cu colegii mei de la Partidul Democrat cam care sunt sugestiile, părerile, durerile, necesitățile fiecărui din noi. Mulțumim, domnule primar! Haideți să-l aplaudăm mai tare pe domnul primar! Se audă și peste hotare cu certitudine! În această localitate sunt oameni frumoși, este o localitate administrată de către un adevărat gospodar, o persoană care cu siguranță realizează toate activitățile pentru satisfacerea interesului local care îl aveți tuturor dumneavoastră. Așadar, în aceste clipe vreau să dau startul evenimentului de lansare în campanie electorală a Partidului Democrat de Moldova aici, în raionul Ialoveni, gazda fiind satul Costești. Invit în scenă pe domnul președinte a organizației teritoriale a Partidului Democrat de Moldova în raionul Ialoveni, domnul Anatolie Meleciu. Și desigur, dumnealui este însoțit de către întreaga sa echipă, echipa care este mereu aproape. Salutăm și prezența domnului președinte de raion, domnul Lilian Popescu. Haideți să-i întâmpinăm cu aceleași aplauze pentru noastră. Domnului președinte a organizației teritoriale a Partidului Democrat din Moldova în raionul Ialoveni, domnul Anatolie Melenciuc. Mersi mult. Bună seara, Costești! Nu se aude. Bună seara, Costești! Dragii mei, să știți că vreau să vă transmit mesajul de salutare a întregii echipe raionale și aici nu sunt toți, pentru că astăzi sunt și nunți și cumătrii, sunt plecați în deplasare, dar este o echipă foarte puternică. Să știți că Partidul Democrat deține cei mai mulți primari în raionul Ialoveni, 13 la număr. Nouă consilieri raionali, conducerea Partidului Democrat este de la conducerea raionului este din Partidul Democrat. Este vorba de Lean Popescu, primar, șef de servicii desconcentrate. Este foarte simplu, este o echipă puternică, este o echipă care merită să aibă fiecare raion. Avem realizări, avem investiții. Stimați prieteni, desigur cum a menționat și domnul primar și domnul președinte, astăzi la dumneavoastră în raion, pe parcursul întregii zile, alături de cetățenii localităților, s-au aflat membrii echipii Expresului PDM Centru din Chișinău, care au realizat acele consultări publice în toate localitățile, aflându-se la raport în fața fiecărui dintre domniile dumneavoastră. Așadar, haideți să întâmpinăm în scenă pe membrii echipii Expresului PDM. Invităm în scenă pe doamna lideră, șefa echipei Expresului PDM, doamna deputată Valentina Stratan, vicepreședinta Partidului Democrat din Moldova. Aplauzele dumneavoastră! Domnul Vitalie Ciolac, viceministru tehnologiei, informației și comunicații. Doamna Raisa Apolski, deputată în Parlamentul Republicii Moldova. Domnul Gheorghe Țurcanu, viceministru muncii, protecției sociale și familiei. Domnul Vasile Botnar, ministru transporturilor și infrastructurii drumurilor. Și domnul Gheorghe Pustică, viceministru culturii. Haideți să aplaudăm încă o dată. E o echipă cu adevărat grave. Stimați prieteni, acum cu deosebită plăcere și satisfacție acordăm cuvântul doamnei Valentina Stratan, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreședinta Partidului Democrat și lidera echipei astăzi de la centru.
Stimați prieteni, dragi colegi, stimați cetățeni și oameni gospodari de aici, de la Ialoveni și de la Costești, vreau să vă salut cu mult drag din partea colegilor mei veniți de la centru, așa cum s-a spus, miniștri, deputați, viceministri, toți acei care astăzi, alături de frumoasa, puternica echipă a Partidului Democrat de la Ialoveni, am fost în satele din raionul dumneavoastră. Vreau și pe această cale și prin intermediul dumneavoastră să le mulțumesc tuturor acelor oameni care au fost astăzi la întâlnirile cu noi.